Bun venit la Trește Sănătos! Astăzi vom vorbi despre alimente și plante cu efect antiviral. Ne pot ajuta acum în această perioadă și ne va explica invitata noastră, doamna dr. Anca Mihalcea, medic homeopat. Bine ai revenit, Anca! Bine v-am găsit! Hai să spunem ce înseamnă efect antiviral. Sunt principii naturale în plante, uleiuri, alimente, care fie au efect direct antiviral, inhibă dezvoltarea, replicarea virală. Deci, practic, blochează microbul respectiv, virusul respectiv, să se dezvolte. Există alte extracte și plante care au un efect antiviral indirect, adică prin stimularea nespecifică a liniei noastre imunitare, prin stimularea celulelor macrofage, natural killer, sau prin stimularea specifică, mult mai specializată, a limfocitelor T, practic mobilizează organismul să lupte împotriva agenților din afară, inclusiv a virusurilor. Deci sunt două mecanisme prin care se poate lupta împotriva virusurilor. Deci cumva au efect de medicament? Putem spune așa, însă fără acele efecte secundare pe care... Putem să spunem cele care au efect antiviral direct. Exact, bun. Știm că uneori medicamentele mai au anumite efecte secundare. Acum, aici, în cazul plantelor, cred că acestea nu există. Au un efect natural direct. Hai să dăm câteva exemple, mai ales că e perioada aceasta de trecere, diminețile, serile deja sunt ceva mai răcoroase, peste zi avem, mai este soarele și temperatura crește, este o perioadă în care poți să răcești mai ușor, copiii au intrat în colectivitate, acum grădinițe, școli, e momentul în care fac schimb de tot felul de... lucruri. Din alimentație, și vreau întotdeauna încep cu alimentația, pentru că e cea mai la îndemână, cea mai simplă și dacă o înveți de mic, așa te obișnuiești toată viața și îți formezi și sistemul imunitar. Din alimentație vreau să amintim de vechiul usturoi, specific și în bucătăria noastră tradițională. Foarte usturoi, gustos. Hranul, desigur, cantități micuțe pentru copii, de exemplu, nu poți să le dai cantități mari, dar cantități mici îi ajută. Ghimbir, uleiurile esențiale, uleiul pe care le putem folosi și în bucătărie, la fel în funcție de tipul de ulei. Uleiul de chimen negru, de exemplu, câteva picătură, două, pe o bucățică de pâine sau chiar și într-o salată pentru cei mai mari, nu modifică foarte mult gustul, dar este benefic. Uleiurile pe care le putem lua 7 zile pe lună sau 10 zile pe lună, la fel dozate în picături. Uleiuri esențiale. Cu efect profilactic, spui tu acum? Da, cu efect antimicrobian, antiviral direct. Sunt renumite uleiul de cimbru, de oregano, sunt foarte puternici, atenție, deci se dau fie diluate, fie în cantități foarte mici, vorbim de una, două picături pentru copii până în 5-6 ani. Uleiul de arbore de ceai, ulei de cuișoare, de scorțișoare, de chimen negru, din care merge foarte, foarte bine și pentru digestie, dar foarte bine în patologia respiratorie, împotriva tusei. Și atunci putem să ne folosim de aceste uleiuri ca de niște medicamente profilactice, să le spunem așa între ghilimele, dar cu efecte foarte bune de-a lungul iernii. Antiviral înseamnă viroze respiratorii, ele merg pe mult mai multe lucruri. Noi vorbim acum viroze respiratorii că suntem pe sezon, dar sunt unele uleiuri sau extracte care au efect antiherpetic, de exemplu, antiafte, deci nu numai răcelile, cum le spunem noi. Antiafte, spuneai, e foarte interesant, copiii fac destul de des, acum nu știu, de la mânuțe, murdare, ce se întâmplă, dar în ultima vreme am tot auzit copii care au avut această problemă cu aftele. Des, ce ajută? Viroză, în general, L-lizina este cuvântul magic, este un aminoacid esențial, adică organismul nu și-l poate sintetiza singur, trebuie să-l aducem noi din afară. Fie că îl luăm sub formă de supliment, chiar așa L-lizină, fie că îl mâncăm din anumite alimente, de exemplu, ouă, hrean, că tot am vorbit de hrean, nuci, spirulina, sardinele, lintea, fasolea, carnea roșie, brânzeturile, au L-lizină. Atenție că foarte multe nuci, semințe în exces, pot să scadă L-lizina, deci nu mâncați cantități mari, cantități mici vorbim. Atenție că migdalele în cantități foarte mari, nucile, blochează activitatea lizinei și atunci trebuie să folosim cantități mici. Bun, am reținut și spuneai că aftele apar în general după perioade de răcele, adică pe imunitate scăzută. În general, pe imunitate scăzută, da. La copii? La copii există și anumite virusuri care produc ulcerații asemănătoare aftelor, herpanginele, foarte dureroase și pentru ele există un remediu foarte interesant, extract de lemn câinesc.
Lemn câinesc, da. Propolisul iar este de amintit și, în general, produsele apicole, mai ales propolisul. Desigur, persoanele care au alergie la propolis nu pot accesa acest supliment, dar și nici copiii sub un an, dar la fel dozat în pe kilogram corp, propolisul poate să fie foarte util. Antiviral, antiherpetic, antiafte. Mă gândeam că ai spus o picătură, deci, în general, lucruri care se înghit atunci când vorbim de plante cu efect antiviral. Mă gândeam acum, nu știu, legat de aromaterapie, adică să picuri ceva în... Se poate. În apă și să emane, sau există lămpile acelea speciale, ajută și așa cu efect pe parte respiratorie? Ajută. Pe termen lung sau chiar și la debut de viroză ajută ca aromaterapie, ca vapori în cameră sau chiar și într-un amestec cu un ulei de bază, chiar aplicații pe corp, pe tălpi, pe spate, pe piept. Ajută ulei de eucalipt, ulei de cimbru, de mentă, de levănțică, de ulei la de arbură de ceai. A copilului? Tot peste un an. Nu, întotdeauna copilul sub un an este cu mare atenție. Peste un an, atenție să nu dăm pe față sau pe mâini, să nu existe riscul să-și bage mâinile în gură și să fie iritant. Persoanele, copiii care au dermatite, alergii, în niciun caz nu aplicăm pe piele. Bun. Evităm. Iată, mare grijă, trebuie să ții cont de toate aceste sfaturi pe care medicul ți le dă, chiar dacă vorbim de plante. Întotdeauna trebuie să existe atenție. Fie că, atenție și recomandarea medicului. Uleiurile întotdeauna trebuie folosite cu atenție. Chiar și plantele, dacă sunt pe termen lung sau sunt plante puternice, trebuie să fim atenți. De exemplu, există o plantă foarte puternică, Hydrastis Golden Seal, care, de exemplu, are un efect foarte bun antiviral, dar nu poți să o folosești în cazul sarcinii, alăptării sau pentru copiii mici. La fel este destinată adulților, dar putem să folosim echinacea, putem să folosim extracte de mugur de coacăs negru, miere de mană, toată lumea mă întreabă ce miere, mierea de mană și aceea în cantități mici pentru că poate fi indigestă sau poate să provoace indigestii, dar sunt foarte multe lucruri pe care le putem folosi, totul este să știm când, cum. Da, și în ce cantități. Mulțumim pentru sfaturi, Anca, și te așteptăm să revii. Sunt Simona Dragomir, rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună. Pe curând!